Bună dimineața, prieteni! Vă amintiți? Capitane, nu fi trist, garda merge înainte prin Partidul Comunist. Da, așa se spunea încă de la sfârșitul anilor 50, când mulți, foarte mulți legionari, simpatizanți ai legionarilor, intrau în Partidul Comunist ca într-o epocă de refacere a propriului destin, a propriilor idei. De ce intrau acolo? Pentru că acolo au văzut că naționalismul, autoctonismul, apoi protocronismul, toate astea sunt compatibile cu ideile legionarilor, cu acei, uh, ghilimele, mari patrioți, care, dacă se îmbrăcau cu oie și cu niște ițari, sigur erau trimiși lui Dumnezeu ca să uh, uh, mântuiască poporul român, evident, poporul român fiind unic în lume. Astea au fost idei interbelice, nu numai la noi au existat, au venit și din Germania, și din Ungaria, și din uh, Croația, și de, și în Franța la un moment dat. Da? adică a fost o epocă și nimeni nu încearcă acum să arunce vreo anatemă uh, asupra, uh, cum s-ar spune, românilor. Bun, adică aia a fost epoca și a fost o epocă în întreaga lume de efervescență și de tot felul de uh, lupte intestine sau identitare, cum vrei să le spui. Da, atunci legionarii veneau către Partidul Comunist. Acum venem altceva. Nostalgicii comuniști vin către ideile legionare. Adică vezi oameni care se consideră cumva păgubiți de, de europenitate, de modernitate, poate e și vârsta la mijloc, poate e și depărtarea și dorul și toate astea la un loc, într-un creuzet destul de ciudat al identității de om de secol 21. Adică vin și spun, domnule, păi las că atunci toată lumea avea loc de muncă. Wow, avea loc de muncă pentru că te obliga partidul să ai loc de muncă, dar nimeni nu spune ce făceai la locul ăla de muncă. Pentru că nu conta dacă lucrai sau nu lucrai, conta că vine salariu și dacă lucrai, așa cum am mai spus, la fabrica de cuie, mergeai acasă cu două buzunare pline de cuie, că nu se știe la ce Folosesc. Sau stăteai 7-8 uh, ani după o aprobare să ai telefon sau uh, mâncai aurt uh, încă 20 de ani ca să-ți plătești dacia aia care costa, atenție, 72.000 de lei la un salariu de 2300 mediu. Adică nu mai punem uh, cozile la târțițe de pui, la adidas de porc, uh, toate lipsurile. Și totuși uh, sunt oameni care vin și nu neapărat idealizează, dar încearcă să pună un contrapunct la faptul că nu toată lumea are bani să cumpere ce este acum în magazine. Și în magazine există marfă, sigur, la prețuri, care uneori sunt mai mari, uneori sunt mai mici, dar de acolo încet în ce merg către autohtonism, undeva trebuie să-și verse frustrările și ghici unde le poți vărsa, e ca atunci când arunci gunoi unde nu, nu, te vede nimeni. Da, la Bruxelles. La Bruxelles, că ne fac, că ne fac colonie, fie atent ce ne spun, Ăștia de la noi politicienii sunt incapabili să explice că sunt niște reguli europene și dacă există vreo stufoșenie în, în regulile astea europene, stufoșenia este cam dată de ministerele noastre, care încearcă tot timpul să birocratizeze, să se acopere cu hârtii și nu de Bruxelles. Pe de altă parte, vezi oameni care au plecat dincolo, nu cred că sunt așa de mulți cei care intră în paradigma asta treceri de la nostalgie la legionarism, la tot felul de idei, da? care cumva se simt înstrăinați, se simt goniți de țară, într-un fel este adevărat, doar că atunci când vii cu contraargumentele în fața, în fața, prezenței tale acolo, în fața înstrăinării tale, degeaba le pui către Bruxelles, pentru că nu Bruxelles s-a spus pleacă din țară și fă nu știu ce în Italia sau în Spania sau nu știu unde, ci Cam statul român te-a obligat prin non-reformele lui, prin lipsa lui de reforme, să pleci. Eu m-am uitat la un exemplu foarte, foarte bun, o să vă spun din mai multe puncte de vedere, de unde până unde se ajunge la, la faza asta a trecerii către autohtonism. Practic către ideile sămănătoriste și atunci și după aia legionare din interbelii. M-am uitat la o doamnă, Corina, care zice, domnule, Ucraina a fost cumpărată de America, tot felul de de-asta și la sfârșit, pentru prostimea care nu înțelege că Putin a vrut Ucraina să fie colonie sua, cum e România. Las la o parte aberațiile eh, gramaticale, eh, virgulă, subiect, predicat, toate nebunile astea, eh, dar mesajul eh, este unul care vine, dacă vrei, foarte bine cu condimentat dinspre toate narativele rusești. Știți, de aia Ucraina nu merită să fie ajutată. De fapt eu un război între statele Unite și Rusia, Ucraina este nu știu ce. Adică le știm deja și a trebuit să știm deja cum ne apărăm de ele. Și m-am uitat, hai să vedem cine e totuși doamna. Și am văzut o doamnă tânără care trăiește în Italia și care culmea într-un occident care a primit-o acolo, simte nevoia să fie, nu o să spun pro-rusă, deși pe acolo merge, anti-europeană. Da? În toată Europa, cel puțin Europa politică, își pune problema ajutorării Ucrainei și înțelege toată Europa civilizată că nu este un război doar al Ucrainei cu Rusia, ci este și un război al, U al Rusiei cu toată lumea civilizată, da, fac o paranteză, aseară la televiziunea rusească, la, la aia oficială, s-a spus foarte clar, suntem în război cu NATO, adică intrăm în niște, niște capcane pe care le, le, ni le aducem în față și călcăm în ele cu entuziasm, cu entuziasmul ăla că las că știu mai bine decât toată lumea, stați că vă spun eu despre ce e vorba. Și atunci te gândești, pe de o parte... Ai niște oameni, nu foarte tineri, care s-ar duce către, ghilimele mari, siguranța ai oferită de Partidul Comunist Român. Oameni, lasă că atunci, știm că atunci era ordine, nu auzea atâtea nebuni. Evident că nu, că nu avea voie să scrie presa. Da? Și pe de altă parte, oameni tineri care simt nevoia să intre și ei în, în nebunia asta a războiului, dar din fața tastaturii, și să ne spună ei nouă despre ce este vorba în războiul ăla. Din fericire, oamenii ăștia nu sunt cei mai mulți. Sunt însă un indicator pentru că îți dai seama cam către ce idei se merge cu toată, toată forța narativelor rusești. Există însă cei celebrari, da? oamenii care gândesc, oamenii care își dau seama că trebuie să-și distileze experiența într-o într evaluare corectă. Și am văzut la actrița. Nathalie Ester, da? care spune așa: Și ar fi bine să bage și politicienii noștri la cap, și o să vedeți imediat de ce. Spune așa: Dacă prețul libertății unei țări vecine invadate de ruși, la ordinul lui Putin, trebuie să-l plătesc o iarnă mai grea, dacă o să-mi fie mai fric din cauza celor care au tulburat pacea de pe continent, măcar o să tremur în casă. Și oricum, în casă îmi va fi mult mai cald decât mi-a fost în stradă când am îndurat gerurile crunte din iernile crunte petrecute la proteste pe steagul Uniunii Europene. Când ești român, ești călit. Mi-am făcut eu lecțiile la lumânare, învelită în plapumi, trec eu și de iarna asta care vine. Nu e dracul atât de negru, dar sigur e comunist. Adică aici ar trebui să fie rațiunea. E foarte ușor să te lași uh, 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 învăluit de, de uh, narativele rusești, care într-adevăr sunt mult mai spectaculoase, toate conspirațiile sunt mai spectaculoase decât tot ce am văzut noi vreodată în lume, uh, orice film e mai bun decât uh, ceea ce trăim noi, nu așa? Dacă mai apare și un Bruce Willis care să apere planeta, succesul este asigurat. Însă, uh, va trebui să venim și la politicienii noștri. Și aici nu e vorba de stânga și de dreapta, ci pur și simplu de emoții personale sau de calcule personale pe care politicienii nu și le pot gestiona. Nu o să zic corect că e treaba lor dacă e corect sau nu, dar o să spun onest. Bun. Și am văzut un interviu cu uh, cu uh, cu Boria, uh, Boila, da? Uh, în spot media, musai, 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 trebuie să-l citiți, el este profesor de diplomație la Oxford da? și membru activ în câteva asociații și fundații care privesc cu ochi constructiv și câteodată critic democrația europeană. Și zice așa nu e posibil să ceri asistență financiară de la Uniunea Europeană și în același timp să te compromiți cu politicieni de carton ca Rares Bogdan și Marcel Ciolacu, care n-au curajul să-i spună nu lui Putin. <coughs> și am zis, oare cum e asta? Nu i-am auzit pe Ciolacu, nu i-am auzit lui pe, pe, Bogdan, pe Rares Bogdan, având ceva vai să vină Putin, că noi suntem cu, cu craci în sus de admirație. Însă, problema se pune pe termen totuși mediu și lung. Ca acum nu ne dăm seama, ne răcorim la televizor că ia uite ce bine le zice ăla sau ce bine de celălalt. Și zice, nu este posibil ca țară să soliciți constant sprijin militar de la NATO în mii de soldați și asistență financiară de la Uniunea Europeană în sute de milioane de euro, și în același timp să te compromis prin declarații ridicole cu politicieni de carton ca Rareș Bogdan și Marcel Ciolacu, care se grăbesc să denunțe populist Bruxelles pentru că ei nu au curajul să-i spună nu lui Putin și să dovedească iarna asta la fel de multă chipzuință cu consumul energetic ca francezii, ca englezii sau ca germanii. Și atenție! Nimeni nu-și va aminti de Bogdan și Ciolacu peste câțiva ani, așa cum nimeni nu-și amintește de cine a fost ministru acum 3-4 ani. Însă, Mulți își vor aminti în Europa cum România a răspuns atunci când lumea a avut nevoie de sprijinul ei. Astea sunt chestiuni esențiale. Pentru că îți vine câte un politician de ăsta care are și o funcție mare, celălalt cu președintele PSD, Rareș Bogdan, prim vicepreședinte la PNL, adică partide mari de luat în seamă și cu care Comisia Europeană, lumea civilizată negociază. Astea sunt partidele mari dacă e cazul să negociez cu ele, bun. și vii și spui așa doar pentru că simți nevoia să încălzești atmosfera, să încălzești audiența, ori lasă-mă, domnule, cu uh, greierele care sare din farfurie, uh, spălați-vă odată pe zi nu o dată pe săptămână, ca și cum ar fi fost un ordin de la Ursula von der Leyen, băi, de acum încolo doar sâmbătă faceți duș ca altă dată. Adică o grămadă de narrative de astea culmea preluate de la oameni pe care unii chiar îi disprețuiesc. Nu cred că Rareș Bogdan este foarte bun prieten cu Daia, dar în același timp îi preia narativele care sunt fake-uri ordinare și le spune în fața unor era să zic copii de la tineretul liberal, dar după scandalul pe care l-au făcut acolo, după, după scandările alea absolut aiuritoare, o să spun totuși tineri dezaxați. Da, pe românește. Și nu ușinesc pe nimeni, atâta vreme cât și uh, cei de la Partidul Liberal, seniorii Partidului Liberal, Național Liberal, și-au cerut scuze public pentru ce au făcut găganii după bere și două butelii de vin. Adică lucrul ăsta trebuie să ne dea de gândit. Băieți, de care parte a baricadei suntem? Pentru că e făcut acum lumea din baricade. Este Putin împotriva lumii civilizate. Lumea civilizată care încearcă să se apere înarmând Ucraina și înțelegând că o victoria Ucrainei înseamnă sfârșitul unei ere a unui stat, până la urmă, terorist sau cel puțin activat de tot felul de ambiții teroriste. Înțelegeți? Despre asta este vorba. De care parte a lumii ne situăm? Stăm așa, apă călduță, nici la duș să nu fie bună, nici de bol să nu fie bună? Sau spunem foarte clar, noi suntem o țară cu aspirații și integrată euroatlantic, suntem o țară de partea lumii civilizate și de aici încolo nu mai există nimic de negociat. Noi facem ce face lumea civilizată pentru că suntem parte a ei. Nu poți sta cu fundul în două luni. Știi, pe de-o parte, exact ce zice Cornel Biola, dă mie fonduri europene, adun solda să, să mă apere și pe de altă parte ei fake-urile trimise de tot felul de, 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 de uh, troli, de ferme de troli și le rostogolești. De ce? Știind că faci știri din asta. Da? Rareș Bogdan a fost pe toate posturile de televiziune, nu e așa, cu nu mai faceți duș o dată pe săptămână, nu mâncați gândaci, nu luați în seama pe ea de la Bruxelles. Păi, nu se poate asta. Ciolacul la fel. Da. Ciolacul care totuși E un pic mai discret Îi lasă pe cei din eșalonul 2, 3, 4 Daia, Firea Ăla, șoferul Budăi da, Să spună tot ce nu poate spune el Pentru că el vrea să fie frecventabil Din postura de viitor prim-ministru Și atunci noi ne aflăm într-o dilemă Vedeți că de cele mai multe ori Societatea civilă pare mult mai inteligentă Decât uh, societatea politică română Se întâmplă nu numai la noi Se întâmplă în multe țări Ok, Însă noi avem o problemă Noi nu suntem noi nu avem carne pe os, da? cum au celelalte țări. Noi suntem acolo, la bătaie pentru ultimul loc din Europa cu bulgarii. Și, în loc să ne gândim: Băi, noi suntem un pic mai bolnavi, avem nevoie de, de mai multă ambiție, de mai multă determinare, de mai multă onestitate publică. Noi intrăm așa într-un sevraj de ăsta în care, dacă vrem să fascinăm audiența, spunem ce vrea să să, să afle audiența. Deși s-ar putea să greșească tovarășul politician că poate audiența aia de acolo, poate mai mult de jumătate ar fi vrut să afle, hai să vedem cum ne integrăm mai, mai, mai consistent în... În lumea civilizată. Am aderat la Uniunea Europeană, e adevărat, 2007, bravo, aplauze, șampanie, ok, dar de la aderare până la integrare există un drum pe care doar noi îl putem face. Sigur, trebuie să spunem, vrem autostrăzi și Bruxelles dă bani de autostrăzi, vrem uh, asta, Bruxelles dă bani pentru tot ce vrei tu. Ideea este, poți să faci ceva cu banii poți să nu bagi mâna ei. Asta era un discurs pe care sunt convins mulți liberali l-ar fi acceptat poate mai repede decât frustrările la băi, nu mai ascultați de Bruxelles, ăia vin cu tot felul de prostii, nu mâncați gândaci. Nimeni n-a spus să mâncăm vreodată gândaci. Nimeni n-a spus vreodată să, să, să nu, să nu, fac, să, nu, facem duș. Da? Și aici se întâlnește tovarășul Rareș Bogdan cu Ciolacu. Faceți duș o, o, dată, în fiecare zi. Și vine Ciolacu, auzi, domnule, faceți azi mâine, o să faceți câte 3-4 duși. Nu se pune problema așa. Problema se pune simplu. Băieți, pe lângă războiul ăsta care e cu arme în Ucraina, există și un război care e geopolitic. Ăla nu se mai poartă cu rachete neapărat, ci se poartă cu o conductă de gaz, cu un pic de inflație, cu tot ce înseamnă, dacă vrei, uzura asta extraordinară la care Putin gândește așa, băi, ai mei ruși sunt obișnuiți să rab de foame, să rab de frig, o să-i pun carne de tun, calmuchi, atât felul de, de regiuni de alea, de republici de care nu auză nici dracu, îi trimit acolo, mor, îi trimit înapoi în satul lor. Da? În timp ce europenii s-au obișnuit cu, cu Europa untului, da, ca să mergem către noi, ca cu Germania untului, ăștia nu o să fie, ăștia flower power sau o să fie uh, fruturași, ăștia mor la primul îngheț. Exact asta este uh, punctul la care ar trebui să înțelegem că trebuie să fim determinați, că pacea indiferent cât de, de nu fi, este mai bună decât un război fierbinte și până la urmă, ce suntem noi? Suntem europeni. Și atunci de ce să mă duc împotriva europenismului? Chestiunea asta nu și-o pun politicienii și despre chestiunea asta trebuie să se vorbească. Înțelegeți? Pentru că până la urmă ce vrem să fim? Ceea ce suntem dată, europeni. Doar că unora încă nu le vine să creadă, fascinați de microfon și de mulțimea care nu așa, aplaudă înversunată. Yes! să moară toți să meargă în iarbă. Că ăștia au vrut să mi pună în farfurie. Dacă n-ar fi tristețea politicienilor, România chiar ar fi o țară normală. Să aveți sănătate.